Male, au fost niște vremuri în care... Bă, voi vă dați seama că le-au fost niște vremuri, ca să fac trecerea așa un pic, până în care mafioții nu existau și fătălăi. Erau într-o cantitate infimă, bă. Bă, totul s-a întâmplat după Revoluție, mă, toată stricăciunea asta belită s-a întâmplat după Revoluție și cel mai mult în ultimii 10 ani. Până înainte, băia, nu erau, mă, erau și bărbați, bă, băiatule, bă, nene, erau... Erau masculine, așa, erau... Astăzi sunt toți numai măscărici, numai... Și ăștia wannabe-zi ăștia care vor ei să fie bărbați ăștia... Nici nu știu cum să vă iau, mă, că v-aș împărți asta așa într-o două. Băi, știți pe aia, băi, băi, știți? Și asta este o chestie cu care fac o paralelă cu anii comunismului în care era așa. Dacă tu erai general și nevastă ta era doamna general. Dacă erai medic, ce? Și nevastă ta era, băi, terminați cu asta și nu mă mai... Ce? El astea oferă nume? Arată telefon. Păi lasă aia, dă-mi poza, că eu după poză știu. De fapt, aflați acolo că eu nu dau niciun 5 milioane oricum, pentru că eu nu dau. Și de deci, pariurile sunt doar unilaterale aici. Unilaterale, atât. Nu există. Deci... vreau să vă împart în două categorii. Bă, înainte era faza aia cu dacă erai general, îi se spunea și lui nevastă ta doamna general. Dacă erai doctor, era și aia doamna doctor. Ai urea, nu conta că era casnică, it doesn't matter. Ea avea, ea prelua titlul lui. Lucru care mi se pare superb. Bineînțeles că feministele vor sări acum și vor zice, ai, ce-ai făcut? Tăceți, dracu, că sunteți niște marțafaice, mai tăceți, că ne-ați zăpăcit, nu vedeți că i-ați transformat pe ăștia în legume, mai tăceți. Ei, astăzi sunt mafioți ăștia pe vechi, pe vechi, încearcă ei să fie pe vechi, care în continuu, nu mai pot cu ăștia, bă, dacă mă mai perturbați o singură, cine are răbdare? Cine are răbdare? Cine are dreptate? 500 de lei. Băi, gata, am 500! Așa, deci fii atent, ideea este următoarea, că vreau să vă împart așa. Și să vorbim un pic despre șmecherii ăștia de oraș. Mari mafioți care... Bă, când se întâlnesc ei așa, pentru că e foarte aveți și așa... Băi, vorbesc cu unii colții cu... Ce faceți, excelența? Domn președinte, străiți. Director general, un director general. Director general. Excelență? În ce sens? Cum ai... Ce înseamnă apelativele astea? Cu excelență? Ce faci, domnul președinte? Nu o să încerci niciodată. Voi nu o să fiți în situația aia niciodată. Voi să știți fătălăi ce spui. Am vergut, credeți că dacă aveți costum, cravată, batistă, sunteți excelență? Să cum? Vă dați seama că sunt niște sclavi, gândiți-vă la aia, până Anglia se strige așa, păi cine nu mi-i lasă să iasă pe stradă? Cum să te... Ți arunci? De ce vă strigați, băi, lordule? Strigați-vă, bă, duce! Când vă vedeți, bă, nu rog, ce face? Să excelență, bă, excelență? Voi vă știți ce înseamnă, mă? Păi sunteți unii, bă, băiatule, care ați făcut acum 2-3 milioane? Și vă strigați... Păi la mese, până oraș, aveți 4 costume, v-ați luat acum toate odată? Ce? Da, toate odată. Te duci odată și ți-ai, când ai luat, făcut bani, te duci odată și ți-ai 7 costume odată. Da, cum îți iei de la piață? Legume, fructe, așa îți cumperi și costumele. Că ești țăran coclit, îți dai seama, ai dat de bani, te duci repede, vă duceți și în grup. Nu știți pe care pleacă în grup să-și cumpere costume? Mergem să luăm costume de la Milano. Da? Ah. Da, păi sunteți ori niște melteni. Lăsați aroganțele astea și avioanele astea cu excelență până oraș și cu noroc de la peste masă de marțafoi, că aveți voi nu știu ce pe voi și ce să spun. Și te ratați. Cum să te strigi așa? Oricâți bani, ce înseamnă asta? Adică diferența dintre voi și sărăcia aia cu fratelino, fratele meu, băi, oaie. Ce mă? Ce sunt? Care e ideea? Adică care? Care e? Oaie. Care? Care? Alea care plutesc în apiță când faceți băiță cu spumă în cadă? Hmm? Sunt mafioțiori.
care face scădiță cu spumă acasă. Bă, nebuni dracu, lăsă-ți fratelul și p***oane până oraș. Ce faci, bro? Bro? Vezi că miroșa sare de baie. Bro, te da cu cremuț moisturizing. Ce dracu aveți, mă? Ce sunteți, mă, voi mari mafioți? Păi vezi că stai cu aia de mână pe la mol, te duci la comedii romantice, plângi alea, îți scapă floricelele pe jos, pe sensibil, pe alea, ați fost toți aliniați la 50 Shades of Grey, băi, tătălăilor, ce-ați căutat, mă, acolo? Stăteați pe acolo atârnați să vadă aia cum ăla i-o trage lumuna, care voi nu o să o trageți în viața vieților voastre, nu-i nimic, o trage altul, e ok, dar tu ești pe afară, fratelino, vezi că aia e, ce s-a întâmplat, dar am, da, mhm. În timp ce tu ești c***aie, știi? Ea e cu alte oaie, știi, în sensul ăsta, adică cu tine merge doar la mol. Să plângă la romantice și cu tine are codurile de la telefon, știi? Vedeți că sunteți în lift, ajungeți acasă ăștia cu excelență și cu aia și aveți 14 coduri la telefon, codul de la WhatsApp, codul de la ăla după poze, cod, toate se bagă în lift, repede, până ai ajuns. Ce face, iubita mea? Am ajuns, da? Dormi în ghete, fătălăule, că femeia îți pune degetul pe telefon noaptea când dormi. Sfără, pe tu n-ai față, n-ai, tu n-ai voie cu Face ID. Voi știți că n-aveți voie cu Face ID, n-ai, doar pe touch. Și face noaptea frumos Maradona, direct, frumos, știe tot ce e în telefon. 14 coduri ți-ai pus, au dus codurile, care frumos, direct, pam, aplicația și transferă pe computer acum. Să vezi pe ăștia cum ajung acasă disperați. N-ai ce să mai faci, mă, nebunule, că știi ce, mă? Ia ascultați aici la Dănuța, băi, fătălăilor. Tu în momentul în care fraiera ți-a pus mâna pe telefon prima dată, mafiotule, tu din secunda aia trebuie să pleci, mă. Păi de ce mai stați, mă, în relația în care trebuie să vă ascundeți telefoanele unii de... Care-i relația? Adică că despre ce vorba relația? Care prinde primul pe ălalt? Care-i șmecheria cu relația asta? Păi stai și te oligofre, mă. Păi cum să mai stai cu una care știi că dacă dormi, dacă faci pipilică, dacă orice, îți prinde telefonul și ți-l ia la verificat? Adică cu care e ideea? Adică cu cine locuiești în casă? Cu hackerul hackerilor? Care-i cuplul? Făcut în cine? Ce-i cu voi? Sunteți de la nebun? Bă, dosarele X. Ce-i, mă, cu urmăririle astea? Și pentru ce stați, mă, relația? Care este? E concurs care să prinde primul pe celălalt? Voi vă dați seama că sunteți niște sclavi? Lăsați dracu telecomanda cu Narcos, bă, băiatule, când telefonul stă la ea, tu ai telecomanda și telefonul stă la ea și te duci la Narcos. Lasă butonul, că tu... Cum? E asta. Cum e asta? Ce-i cu voi? Care-i ideea? Păi vezi că te-a dat aia cu papucii afară, din casă, și după aia l-a toată nevastă, ți-a luat, mai știi, și pe aia care le dau pastea afară cu sacul, nu pe ei dau afară ele, cu sacul în care sunt toate amintirile și cadourile pe care mi le-ai dat. Gata, relația noastră, și după aia l-a suce și o cere de nevastă. Păi ești prost, bă, îți meriți, mă, eu merit ce se întâmplă. Eu vreau să se întâmple mai rău, să fiți terorizați și chiar bătuți fizic în fiecare zi. N-ai cum să mai vii cu sacul înapoi și să o cer de nevastă pe aia. Adică n-ai cum. Asta-ți dorești de la relație, asta vrei, fătălăule. Asta vrei. Voi sunteți ăia cu pozele alea după... Bă, nu știu dacă... Care pun bărbați. Pun pe Instagram poze cu lanul de rapiță. Cu un apus superb de soare. Măi, deci, probabil că atunci când ați făcut băiță și ați dat drumul la apă, v-au luat și la canal. Că tu n-ai cum să îți faci cont de Instagram ca bărbat și soars cu peisaje cu alea. Cu stări, cu... Ce răsări frumos, ce frumos e la malul mării, ce... Ce, mă? Păi du-te pe la malul mării, n-ai cum. Ce să, mă, cretinismele astea de femei? Cum să pui, mă, să-ți faci cont de Instagram și să spui numai de-astea, de stare, de-alea? Oie, de pun citate.
Să fii puternic înseamnă să fii puternic înseamnă să te bată efectiv pe scara blocului 2-3 vagabonți, să vezi dacă mai pui tu vreun lan pe Instagram și pă, trebuie să te prindă doi să te bată degeaba, să te confunde, să te bată că te-au confundat, nici măcar cu motiv, și să te văd eu că mai pui tu floricel, un trandafir, am florit trandafirul din curte, mănâncă-l. Pus mâncat, direct cu țep cu tot, nu mai pui niciodată, nu se poate, ce porniri sunt astea, mă? M-am dat cu nu știu ce cremă, du-te dracu! Cu crema ta, cu tot de femeie. Ce înseamnă asta să-mi spui mie că te-ai dat cu cremă? Că ai rățit puțin. Întotdeauna când răcesc, am cocktail pe care mi l-a... Nu mă interesează că ai răpost să mori. Da? Deci bărbații care se plâng, sunt un pic răcit, înfundat, mi-e un pic răuț, ți-e un pic răuț, te iau cu bâta direct. Ce e, mă, aia că ți-e un pic răuț? Și am răcit un pic și să plâng. Nu știu ce am așa, mă doare și capul că am răcit. Ai răcit? Dar ce e, mă, răceală? Sfârșitul lumii? Ce vrei? Să vină măta să-ți facă ceai, să spună carmol de ăla la gât sau ce vrei de la viață când spui asta? Ce vrei? Să fii pampered sau ce? Excelență! Mafioțeală, băi, De Niro și cu Al Pacino, care mergeți voi și jucați, băi, știți pe aia care joacă poker? Merg la poker, e nebunilor. Aia care merg la poker sunt vreo 2-3 șmecheri, restul sunt și de marțafoi. Merg acolo și să sună pe telefoane pe acasă, îi spui lui aia că am câștigat, că să nu știe că am pierdut azi, că am fost și... Nu mă adică... Nu i-am zis că am fost la poker, îi zic că am fost la film, să-i zici și tu la ta că am fost la film toți. Bă, filmul ăla, Casino, la care v-ați uitat, credeți că el zice o lecă... De Niro! Băi, nebunilor, de ce vă ce-ți mă voi la poker? Pocărul e joc de băieți. Mai băieții merg. Iar ăștia care sunt 2-3 șmecheri, băiau ca să ai pe cine să ardă. Ca să se face la pocăr. Sunt 2 șmecheri la masă și 8 care starși. Știți? Sau 6. Pac! Și iar de aia șmecherii. Pe genunchi. Tu trebuie când ajungi la pocăr la masă să declari. Păi eu nu am cum, adică eu sunt aici doar ca să fiu ars, pentru că eu oricum nici nu am voie, nici nu sunt aici, la film, la mall acum, dar am venit să stau cu băieții, nu beau, nu pot să beau, conduc, pentru că am plecat cu mașina la mall, la film, și eu de fapt m-am oprit la poker, dar eu nu sunt la poker, știi, adică oricum, pentru că n-am cum să, pentru că noi avem, eu cu nevastă mea, dar să știi că e bine, mă, și așa e bine, noi avem aplicație din aia, ne-am pus și alt control, aia, alt. Așa? Avem aplicații din aia de cheltuieli comună. Ce? Deci ei doi, cuplu de retardați, au o aplicație comună de cheltuieli, adică eu cu fătălău am o aplicație comună în care fiecare trecem bilet, tramvai, am mâncat, nu știu, mi-am luat un papion, eu mi-am luat tampoane azi, nu știu, și la sfârșit se face așa o listă, vedem cât am cheltuit în luna respectivă și ne facem un total și așa. De atâtea ori ai fost la masă în oraș? Dar tu ai cheltuit mai mult pe haine decât mine. Dar tu ai dar cât ne costă? Dar dacă faci un calcul, cât dai pe mașină, pe benzină, pe etc., mai bine ieși cu Uber-ul, ia să vindem mașina, că oricum trebuie să-mi iau eu. Voi nu aveți voie să trăiți. Toți ăștia care aveți aplicații de cheltuieli, nu aveți voie să trăiți. Nu mai aveți, pentru că ați decedat. În momentul în care v-ați cumpărat aplicația, ați semnat, adică următorul pas este să-ți iei groapă. Nu mai există niciun pas, este aplicația pentru cheltuieli comune și groapa. Imediat te duci la Belu, instantaneu și cauți, vorbești, dai șpagă ca să înțelegi, ca să ai totul asigurat. E o chestie de luni de zile. Până you die, la propriu și fizic. Cum dracului, ca bărbat, să dai socoteală femeii din casă despre toți banii din portofel? Ce înseamnă asta? Și viceversa, ce înseamnă asta? A, dacă stai pe banii mafiotului, asta este. N-ai ce să faci. Am ieșit-o. Dar ăla, ca bărbat, tu ca bărbat, cum adică tu ca bărbat predai banii femeii sau cum? Cum adică predați, bă, cum adică? Și îți lasă și ție, dar dacă ți-e sete, ce faci? Te prelingi pe perete?
Terminat în metrou, te ții de metrou și te târăși pe trepte, n-ai niciun leu. I-ai predat lui aia cașcavaletele, că nu înțeleg acest principiu, imbecil. Cum să faceți asta? Cum adică vă urmăriți unul pe altul? Ce cheltuiți? Mesajele pe tot, pe viață. Care este ideea? Care este ideea despre cuplu? Voi ca bărbați pe acest pământ nu existați. Voi ați ajuns la nivelul la care, la propriu, sunteți o cantitate neglijabilă. Nu mai aveți de ce să. Nimic. Nu poți să fii bărbat când tu n-ai banii tăi. Când tu n-ai controlul efectiv absolut. Când ești în asemenea stare de sclav. Bă, sunt bărbați și, cum să vă zic, care-s pasionați fotbal, bă, să uită pe furiș în baie pe telefon la meci. Bă, băiatule, n-au voie, voi ați mai auzit de reguli, că ăla n-are voie să uite la fotbal câte o dată pe săptămână. Ce dracu regulă e asta, mă? Păi dacă-s trei meciuri, ce fa, mă, nu mă uit, mă uit la unul, trebuie să mă aleg, se dă cu banul în bucătărie, jap, pe geam, aruncat, direct, nu există așa ceva. Bă, sunt plăcerile omului, el trebuie să le aibă, băi, amețit-o, el trebuie să trăiască ca bărbat, toate pornirile astea ale lui trebuie cumva să se descarce undeva, să iasă cu băieții, să facă asta, să nu-l pui tu să facă nimic în casă, că el nu e femeie, el e bărbat. De-aia nu faceți nimic. De-aia nu faceți nimic, că el n-are de la ce să vă putem. Că el e colega ta. Fată. Și aia e soarta, el. Nu se poate. Vouă vi se pare că rubrica asta e o caterincă infinită. Ea nu e o caterincă, bă, e un urlet. E un urlet tragic, la propriu. Un urlet de animal rănit, la propriu, mă. Nu se poate, bă, să fiți în halul ăsta de animale. Voi ați distrus tot ceea ce înseamnă bărbat. Sfatul meu către toți bărbații, care mai sunteți, către toți mafioții, este să vă revizuiți repede de tot, vă roagă de nuță, viață. Și în timp ce tâmpitele astea închipuite, ori pe detox și pe alte invenții, pe care o să le tratăm așa mai pe larg în ediția viitoare, de cele în timp ce se purifică pe creier, voi să vă faceți așa o listuță și să vă hotărâți dacă începeți procedura chirurgicală și nu numai de schimbare de sex. Este un sfat pe care vi-l dau din suflet, să știți că e frumos să fii și fată într-adevăr cu totul. Măcar primești și ceva după operație. Pentru ce să mai stai fizic așa? N-ai voie să te uiți la meci. N-ai voie să ai banii tăi de care ea nu știe. N-ai voie să joci poker. N-ai voie să fumezi. N-ai voie să bei. N-ai voie nimic. N-ai voie să te uiți la ce film vrei tu la mol. La lege ea. Păi pentru ce trăiți? Eu nu înțeleg asta, că e idee. Ce vreți voi de la viață? De-aia ți-ai ajuns desculs. De-aia ți-ai ajuns, mă, fără ciorapi. Voi încet, încet vă transformați, inclusiv vestimentar, în femei. Ușor, ușor. Mâine o să aveți dres. Încet, nu e grabă. Nu e grabă, că vorba aia, stați în situația asta de vorba aia, 20 de ani, ultimii 20 de ani. Forță. Încet, încet. N-ați văzut? Toți au părul puțin mai lung. E începutul. Se dau cu strugureli. Este pur și simplu o transformare firească. Pentru a vă curma chinul, operați-vă tată. E de o zi pe altă. După aia transformare hormoni, pac. Păi, vreți să vă spun ceva? Ele nici nu vă dau fără din casă. Păi de ce să vă dă? Ce? Păi, colegă. Altă femeie în casă. 4 luni până în casă operată. Asta e tot. Voi nu mai aveți, nu că nicio șansă. Sunteți la propriu atrofiați din punct de vedere masculin. Nu mai existați, adică nu poți să te ia aia
și să te bagi în ședință că voi de astăzi mâncați rântași sau scoarță de copac, pentru că gata, voi sunteți nu știu ce, vegani, detoxați și nu mai știu ce. Nu se poate să accepți asta. Sunt bărbat! Eu halesc ciolan! Te drec! Ia-o pe măta, ia hrișca și dă-i bătaie de aici, nebunelor detox, care nu există. Eu sunt bărbat. Eu beau alcool și mănânc carne. Tu te dracu. Așa e de când e lumea. Eu mergeam, vânam, tu stăteai dracu acasă și băgai aia pe foc când veneam eu. Ai înțeles? Și mai jupuiam și două de-alea și îți dădeam și o blană. Acum nici mai blană, mai bără, mâncă cu animalele, cu asta, mâncăm numai aici. Nu există detox. Tata, viitoare să vă explic exact cu detoxul. Cum se treaba și de unde e toată industria asta și cum se fură banii și cașcavalul la greu pe chestia asta și în general ăștia la care mergeți voi și vă luați regimuțe și mergeți la tot felul de clinici. Toate clinicile de detox sunt niște țepe. Inclusiv aia cu excelență și cu ceva fratelino și nu știu ce, merg la tot felul de clinici și pe afară, unde costă 15-20.000 cursul. Știi ce fac, mă? Fac o săptămână detox și după aia se întorc aici și rup ceafa și alcool. Deci, adică toate lucrurile astea în care sunteți doar niște mediocri vin din faptul că acceptați să trăiți mizeria. Mi se dă semnal, la o oră trebuie să tai, n-am ce să fac. Deci, efectiv, la o oră marș, cum ar veni, că nu stă nimeni și se uită, o, nu-i prostit. Stă, mă, sute de mii, ok. Dorești să tai, nu? Și să detox data viitoare și să zic despre stilul ești tu. Avem o situație.